Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Poveștile Sport.ro. Astăzi voi avea aici în studio un invitat cu totul și cu totul special, căruia i-am urmărit cariera de când evolua la Concordia Chiajna. Ulterior a făcut pașii firești pentru cariera unui fotbalist, a ajuns la echipa națională, a jucat cu Steaua în Liga Campionilor, a ajuns în cel mai puternic campionat al lumii în Premier League, dar întotdeauna a arătat și dragoste de țară și spirit de inițiativă, pentru că invitatul meu de astăzi a avut o campanie foarte, foarte interesantă, una prin care a vrut să arate Marii Britanii, a vrut să arate românilor, dar a vrut să le arate și tuturor de pe toate meridianele că avem români care muncesc în străinătate, că avem români cu povești impresionante, că românii reușesc să facă lucruri frumoase. Lucruri poate uneori care par mărunte, însă au un efect destul de puternic asupra vieții altora. Îl salut aici la Poveștile Sport.ro, astăzi pe Florin Gardoș. Te salut, Florin, și mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Bună ziua, cu drag, mulțumesc pentru invitație. Vom avea în emisiunea de astăzi ruleta întrebărilor pentru Florin, dar vom avea și rubrica cu poze vechi, poze de arhivă, pe care Florin va trebui să le descrie puțin câte puțin, tot într-un timp foarte scurt. Pentru că aminteam, Florin, de acea campanie a ta frumoasă. Întotdeauna încercăm să ne agățăm de un fir de ață din povestea invitatului. M-a impresionat foarte mult acea campanie pe care tu ai avut-o atunci când jucai la Southampton în Anglia. O campanie prin care te relaționai cu oamenii față în față, cu românii, și apoi le scriei tu poveștile și încercai să le răspândești datorită rețelelor sociale peste tot ceea ce fac ei. Da, ideea campaniei a pornit cumva din cauza unor articole și materiale video, în general știri negative care apăreau despre români în acea perioadă în Marea Britanie. Părea că e o campanie de astea anti-români și cam așa a pornit ideea. Ok, hai să arătăm și românii onești din Anglia, românii care muncesc, românii care sunt serioși și care chiar sunt apreciați, pentru că cei mai mulți erau serioși. Sigur că existau și români care nu ne făceau mândri, dar cam asta a fost ideea. Și da, cam cum ai spus și tu, ideea era în momentul în care mă întâlneam cu români oriunde, efectiv oriunde mergeam, pentru că și atunci lucrau foarte mulți români în Anglia. Schimbau două, trei cuvinte și cu acordul lor, sigur, îi postam pe Românca Lumea, pe pagina Românca Lumea, și le spuneam povestea așa, pe scurt. Ce poveste te-a impresionat cel mai mult? Toți suntem aici la Poveștile Sport.ro. Care a avut un impact mare asupra ta? Sincer să fiu, nu mi-aduc aminte una singură, pentru că toate au fost. Una singură, da, sunt fel și fel de povești. L-am cunoscut la un moment dat pe George Bețeanu, e un alt român pe care l-am, din numeroși sau cei mulți români pe care am întâlnit pe acolo, care a venit în Anglia în anii, la începutul anilor 90, și atunci era și mai greu de ajuns acolo, adică nu mai mi-aduc aminte exact modul în care a ajuns, dar a lucrat, nu știu, tundea iarbă, grădinar, ceva de genul ăsta, în primă fază, iar în momentul în care l-am cunoscut eu, avea afaceri de, nu mai știu, nu vreau să mint, 2-3 milioane de lire, adică avea un business cu taxiuri, avea un business, genul, făcea produse de panificație, omul își construise așa un mic imperiu, nu știu, în 20-25 de ani cât a fost în Anglia. Dar, da, în general, am întâlnit și români care au făcut foarte mulți bani acolo și români care pur și simplu, nu știu, lucrau pur și simplu restaurante, spa-uri, recepționeri, își doreau pur și simplu o viață mai bună sau erau la momentul respectiv în Anglia ca să adune niște bani să mai trimite la familie, cam astea erau. A fost o perioadă în care tu te-ai transferat în Anglia, ai jucat la cel mai înalt nivel, chiar am găsit niște poze din anumite partide în care întâlneai tot felul de atacanți foarte, foarte importanți ai lumii, însă ai avut și accidentări,
care ți-au estompat urcușul firesc în carieră. Există o urmă de regret, te-ai împăcat cu acea situație, tu ai revenit apoi în România și, dacă nu mă înșel, pentru campionatul european din 2016 erai în cărți de a fi în lot, însă nu ai mai prins lotul. Știi, noi ziariștii obișnuim să punem mereu această întrebare, chiar dacă este un clișeu, care este cel mai mare regret al tău și care este secretul fericirii? Și te întreb asta pentru că te urmăresc pe rețelele sociale, te văd un tată fericit, un soț fericit, dar și un tip care își trăiește viața și arată că poate să-și împartă timpul între fotbal, pentru că tu ești analist la Pro Arena, și lucrurile de zi cu zi. Mai ca să încep cu prima parte a întrebării, da, am ratat Euro din cauza accidentării, eram în Anglia, dar cel mai mare regret e că n-am jucat mai mult acolo, că nu, că trebuie să a intervenit acea accidentare și cariera mea n-a mai progresat, chiar dacă ar fost greu să progreseze în același ritm, pentru că eu într-o perioadă foarte scurtă de timp am ajuns în Premier League din Liga a doua, în Premier League din Liga a doua din România, în Premier League au durat doar 5 ani. Probabil ascensiunea nu mai era la fel, dar oricum n-am cum să nu mă gândesc cum ar fi fost să strâng, nu știu, 100 de meciuri în Premier League și să... Da, ar fi fost cu totul altceva. Să știi că nu m-am împăcat cu ideea asta. A fost așa o... Cumva o luptă între a încerca să găsesc părțile pozitive din viața mea, pentru că au fost tot timpul, mulțumesc Dumnezeu, chiar au fost. Dar era partea asta profesională care mă sâcâia așa, că nu merge cum îmi doresc. Și da, adevărul e că mai am, nu știu, periodic visez că se întâmplă ceva, că mă întorc, că am eu o altă șansă, adică semn că nu m-am împăcat cu ideea asta, că n-am reușit acolo. Și cum îți muți atenția către altceva? Sau ce faci? Încerci să mai îți rumegi această tristețe? Mereu am făcut cam același lucru. Am încercat mereu să mă întorc spre părțile pozitive din viață și, repet, chiar am avut mereu și în plan personal și în plan financiar, am avut mereu satisfacție și atunci mă întorc pe partea asta și îmi dau seama sau îmi reamintesc că sunt un norocos și că asta așa a fost să fie. Dar, da, și în rest, chiar sunt fericit. Recunosc că sunt un pic mai fericit de când mi-am încheiat cariera, pentru că în ultimii ani, cu puține excepții, am avut mai mult frustrări și nervi și atunci acum chiar nu mai am niciun fel de stres. Da, acum poți să străiești viața, pentru că spune că orice sportiv parcă nu are o viață pe care o poate ține el în mâini. Din cauza cantonamentelor, antrenamentelor, visurilor pe care le are să ajungă cât mai sus în carieră. Da. Acum poți parcă să... Acum am și timpul necesar pentru a face tot ce n-am putut să fac în perioada aceea. Și da, asta e un lucru bun. Credeam că îmi va fi mai dor de fotbal, dar nu mi-e. Nu. Merg la fotbal pe teren redus de dor pe săptămână și mi-au plăcerea aia. Și te hrănești. Antrenamentele nu-mi lipsesc, cantonamentele nu-mi lipsesc. Îmi lipsește puțin atmosfera de vestiar, trebuie să recunosc, pentru că glumele și tot ce ține de vestiar nu prea le poți înlocui cu nimic. Da. Cine a fost cel mai haios, apropo de vestiar, colegul al tău? Unul dintre cei mai haioși a fost Daniel Georgevski. Daniel Culmea, care nu vorbea o boabă de limbă română. A învățat ulterior? Nu. N-am învățat niciodată, noi îl luam mereu la mișto pe tema asta. Nu ești în stare să înveți limba română, ești de atâta timp aici. Dar felul lui de a fi era un tip extrem de pozitiv și îmi plăcea să-mi petrec timpul cu el, pentru că n-aveai cum să fii supărat, efectiv. Când erai în preajma lui, n-aveai cum să fii supărat. El se prostea mai mult, adică avea fel și fel de gesturi și, nu știu, dau un exemplu. Își punea apă în gură, se punea lângă cineva în vestiar și așa prin colțul gurii îl stropea cu apă, știi? Era prostie până la urmă, dar era foarte haios. Poate și detensiona atmosfera în anumite momente. Da, da, da. Dar mereu... El australian, nu? Australian născut în... Născut în Australia, părinții lui erau din Macedonia. Din Macedonia. Născuți în Macedonia și au emigrat acolo. Îl scotei în oraș și i-a arătat București? Da, ne-am prietenit foarte rapid, pentru că, în general, în viață mi-a plăcut să am oameni lângă mine care... Să-mi aducă ceva, un plus. Și el era genul acel om care efectiv te scotea din oricând avea o stare nasoală, te scotea instant. În momentul în care m-am mutat, eu stăteam în chirie într-un apartament,
am cumpărat în același bloc un alt apartament și chiar mi-am zis să se mute și s-a mutat în apartamentul în care locuiam eu. Deci eram vecini perete în perete și petreceam foarte mult timp și în afara terenului, adică eram aproape non-stop împreună. Pentru că tot vorbeam despre Anglia, am avut ocazia să merg la Southampton și m-am dus până în port, până acolo de unde a plecat vasul Titanic. Da. Bănuiesc că tu ai fost de multe ori pentru că ți-ai petrecut mulți ani în Southampton. Cu ce ai mai rămas din Anglia? Nu știu, ți-ai luat ceva anume sau te întorci acolo undeva? Am în continuare proprietăți, am mai multe proprietăți acolo pentru că am și investit așa, ca să pe viitor, acum când mă las ca să am așa un venit și am și casa mea în care mi-am luat-o ca să locuiesc în ea. Casa în care... Da, dar nu e în Southampton pentru că dacă se duce aminte Southampton nu era un oraș prea grozav așa. Nu. E un oraș aproape la vreo 30-40 de mile, se numește Winchester. Winchester. Și acolo mi-am cumpărat casa, acolo am locuit. Și acolo și locuiei. Ți-a plăcut atât de mult încât ai cumpărat-o? Foarte mult mi-a plăcut, da. Și soției mele i-a plăcut foarte mult și ea s-ar muta și acum, dacă am zice mâine, hai să ne mutăm, ar vrea să ne mutăm înapoi. Da. Bănuiesc că e și o investiție foarte bună. Da, e și o investiție pentru că Winchester e, în 2017 a fost orașul cu cel mai bun nivel de trai din Anglia. Adică ca să ne facem o idee, Anglia care oricum e o țară în care se trăiește foarte bine. Da, e un oraș micuț, dar foarte, foarte bine pus la punct, toate punctele de vedere. Mai stau foști fotbaliști sau în acea zonă? Da, păi și când eram eu, din 30, cred că 20 stăteam în Winchester, ceilalți stăteam în Southampton, adică foarte puțin. Te-am văzut în multe poze alături de Graziano Pelé. Da. Ți-a fost amic bun în la Southampton. Da. Păi chiar în vara aceasta am fost la nuntă. La nuntă. E acolo cu un model din Ungaria? Parcă. Da. Cu un model din Ungaria. Păi așa am și început, pentru că noi am venit în același timp la echipă. Și, oricum, spiritul ăsta latin, mă simțeam mai apropiat de el și el de mine. Și vorbind de iubite, că pe atunci aveam iubite amândoi. Soția mea e jumate unguroaică, vorbește perfect limba maghiară. El pe soția lui parcă Varga o cheamă. Da, Victoria Varga. Victoria Model. Da. Zice, Vicky e și ea unguroaică, hai să ieșim toți patru. Și așa am început. Și așa v-ați împrietenit. Și aveați o poză pe ecran cu Ronald Koeman. Era de la nunta din iulie. Chiar în iulie a fost nunta lor. Pentru că timpul trece foarte repede aici la poveștile sport.ro, haideți să trecem la rubrica tradițională a emisiunii, cea în care invitatul va vedea poze de arhivă din carieră, poze pe care va trebui să le comenteze. Așadar, Florin, am pregătit niște surprize, am căutat pe niște agenții de presă și am găsit, nu mai știu, 6 sau 7 poze. Am fi avut un album întreg, însă nu ne permite timpul. Cred că ai și tu foarte multe poze. De-abia am găsit, să știi, câteva de la Concordia, chiar, da? Dar acele poze, abia le-am găsit pe Agerpress. Nu erai schimbat. Nu ești nici acum atât de fit. Cum poți să te ții? Acum e mai ușor, într-un fel, pentru că eu nu prea am avut predispoziție la îngreșat și acum am timp să fac sală, efectiv. Timp și energie, pentru că era greu după un antrenament în calare de 5-6 km să mai faci și sală o oră sau o oră jumate. Și acum e simplu. Fiind și obișnuit de ritmul ăsta, antrenament aproape zilnic, da, merg de 4-5 ori pe săptămână la sală și de 2 ori la fotbal. Adică am 7 antrenamente pe săptămână. Dar să știi că am fost într-o emisiune și cu unul dintre prietenii tăi, cu Geraldo, și cred că e de o vârstă cu mine, 42-41 de ani, și arată și el foarte bine. Geraldo e mai... animal, asta e cuvântul. Ce face la sală Geraldo? Adică are un program anume? Deci fost cu el, eu când am început la sală, am început cu el, în februarie, februarie anul ăsta. I-am zis, ok, când termin cu fotbalul, vin cu tine, promit. Da. Deci la un moment dat i-am zis, nu mai vin. Nu mai vin că... Era cu ceasul pe mine, 90 de secunde, hai dă-i drumul, te trece la seria următoare. I-am zis, nu știu pentru ce te pregătești, dar dă impresia că se pregătește pentru vreo competiție. Și am mai văzut și pe Luca Sucala, tot fit, tot pare Sucala... un tip care își întreține pasiunea pentru mișcare. Da, Sucala, în schimb, e total anti-fotbal, nu prea mai vrea să audă de fotbal, nici nu prea se uită, dar în schimb a descoperit o pasiune pentru tenis. Pentru tenis. Joacă tenis, dar joacă tenis mult. Da, adică da. Avea o perioadă în care se antrena cu antrenor și chiar e super pasionat. Acum vedem pozele cu Mohamed Salah. Da, a fost unul meciul dintre cu... cei mai buni fotbaliști ai lumii, juca la Basel atunci. Juca la Basel atunci, a fost meciul de Champions League, cred că din deplasare, pe echipamentul nostru. Juca, îmi dau seama. Ți se părea atât de valoros încă de atunci, de la Basel?
Era, dar nu ai fi zis că o să ajungă chiar la nivelul ăsta. Nu știu dacă îți mai aduci aminte, a fost, cred că înainte meciul tur, un scandal oarecum la echipă, pentru că la Tovlevici a fost întrebat la conferința de presă despre jucătorul egiptean care joacă pe partea lui. Și el a zis ceva de genul, eu nu știu, el trebuie să mă știe pe mine, sau ceva de genul. Da, bun răspuns. Foarte bun. Da, da, a arătat personalitatea. În presă a început așa să se scrie. Și Reghe, foarte nervos când au ce spune la Tovlevici, ne-a strâns în ziua meciului, în dimineața meciului, după micul dejun, ne-a pus câte o foaie de hârtie în față și ne-a pus să trecem echipa celor de la Basel pe hârtie. Și o știați? Și habar n-aveam, îți dai seama. Eu știam, era un atacant foarte înalt, nu mai mi-am aminte cum îl cheamă, știam că el va fi adversarul meu direct, îi știam numele. Și mai știam doi, că erau doi frați gemeni în echipă, iarăși nu mi-am aminte numele lor. Și da, și pe mine m-a certat, bă, nu vă interesează, nu jucăm în Champions League, sunteți nebun la cap. Mă rog, a ieșit mare scandal și atunci am zis, cine e, mă, Salah ăsta de vorbește presa de el. Trecem la următoarea poză, avem opt imagini. Aici facem o combinație între poză de arhivă și rubrica Totul despre colegii mei. L-am avut și pe fostul tău coleg Adi Popa aici în studio și ne-a povestit foarte scurt o chestie haioasă cu fiecare dintre colegii tăi. Hai să începem cu Sucala, din stânga de sus. Să spun o chestie haioasă? Nu, orice, ceva ce ți-amintești. Mai îmi amintesc că ne-am prietenit destul de repede. El a venit la echipă la câteva luni după ce a venit Reghe. A fost la început așa un pic de tatonare, mai ales din partea lui, pentru că, fiind și concurenți pe post, probabil se gândea că cine știe. Și cred că i-ar fi zis cineva din club, asta mi-a zis el ulterior, dar n-am vrut să-mi dea nume, că vezi cu gardul și, nu știu, păstrează distanța sau ceva de genul. Dar n-am înțeles niciodată de ce. Dar ne-am împrietenit repede, ăsta era trio-ul nostru. Cu tu, Daniel Georgevski și cu... Eram aproape non-stop împreună. Da. Revenim la acea imagine, pentru că lângă tine este Capetanos sus, un grec care a ajuns din campionatul României chiar la campionatul mondial cu Grecia. Da, Capetanos mi-a plăcut din primul moment de el, pentru că era un jucător cu personalitate. Și în momentul în care a venit domnul Pițurcă la Steaua, a coincis cu momentul în care am ajuns și eu, a fost printre puținii care chiar era vocal și când nu îi convenea ceva, spunea. Și nu prea avea nimeni curajul să-i spună nimic lui Victor Pițurcă, că era un meurea. Și mi-a plăcut mult treaba asta. Mihai Pintilie este secund acum la FCSB, un tip care la mijlocul terenului dicta ritmul și recuperă. Da, el și cu Borceanu a fost foarte important în acea perioadă pentru echipa noastră. A fost puțin diferit față de Borceanu și ca și caracter și ca și fotbalist, dar oricum ei doi se completau foarte bine unul pe celălalt. Lângă Capetanos, primul din dreapta este unul dintre prietenii tăi, Ciprian Tătărușanu, pe care l-ai și vizitat anul trecut la Milano. Am văzut o poză cu tine și cu el. E oarecum apăsător să fii rezervă, chiar dacă ești la un club atât de mare? Nu, să știi că nu. Am avut discuția asta cu el chiar când am fost acum să-l vizitez. Și vorbeam și de speculațiile din presă, că va deveni al treilea portar și am întrebat chiar acum în primăvară, sau mă rog, în perioada de vară. Dar zicea nu, pentru că am ajuns la o vârstă, nu prea mai am nimic de demonstrat și adevărul e că din toți jucătorii pe care îi vedem aici, cred că a fost cel mai constant și a jucat la... cam la cel mai mare nivel. Da, și la echipa națională. Și zicea, într-un fel, poate ar fi mai bine să fiu al treilea, pentru că fiind al doilea, trebuie să fii mereu în priză. Și e mai greu să fii în priză când nu ești titular. Adică eu trebuie la fiecare antrenament să dau 100%, nu-mi permit niciun moment de relaxare, pentru că nu știu niciodată când se accentează portarul, cum s-a și întâmplat acum, că a apărat în ultimul meci de campionat. Și trebuie să fiu acolo, nu interesează pe nimeni că n-am mai jucat de 8 luni, 10 luni și sincer îl înțeleg. Cristi Tănase? Cristi Tănase era cam al doilea cel mai glumeț și așa pus pe șotii din echipă. Mi-a fost coleg de cameră mult timp. Se tot vorbea despre dribblingul lui, că este mereu același, dar nimeni nu-l anticipează. Exact, cam asta e. Cristi Tănase a fost un fotbalist l-aș asemăna cumva cu Tamaș. Adică era genul de fotbalist care putea să facă orice înaintea meciului sau înaintea antrenamentului,
că a doua zi venea la antrenament și nu se cunoștea nimic și alerga și băga material și era forță, era forță. Forță. Da. Se antrena foarte bine, asta mi-a plăcut mereu la el. Se antrena foarte bine, sigur a avut și perioade mai proaste, a fost și multă presiune asupra lui, dar pe total un fotbalist excelent. Despre Daniel Georgievski am vorbit, Adi Popa. Adi Popa... Daily episod... Blind îl visează și acum, probabil. Cum? Daily Blind îl visează și acum. Da, da, da. Prima oară când a intrat în vestiar, Ciprian Rușel avea mereu... Nu vorbea foarte mult așa, da. Nu prea făcea glume, da, da. Dar îi plăcea mereu când vinea cineva nou la echipă să le ia așa din prima. Să le ia tare și... La fel a făcut și cu Adi Popa, a intrat în vestiar, a venit să dea mâna cu fiecare și zis, ce i-a zis? Motoreta, ce face? Noi sper că încep să alergi pe acolo, să faci banda bine. Și lui Sucala, apropo de asta, i-a zis, Sucala, ai venit aici să-mi iei banda rula. Da, bună și asta. Da. Te gândește, prima oară intri în vestiar la o echipă, vii la Steaua, Sucala, și zice capitanul echipei, veni să-mi iei banda rula. Era ok și pentru Sucala, pentru că s-ar fi gândit că, ia uite, capitanul știe că am și eu personalitate și pot ajunge capitan. Am ieșit la o masă acum câteva săptămâni, toți trei, cu Sucala și cu Tărușanu, când am fost în vacanță fără acasă. Fără banderole și i-am zis, ne-am auzit de acel episod și ziceam, dacă ești bine cu accentul lui, că e simpatic când vorbește românește, dacă ești ce te-am înjurat atunci în minte pe Tătărușan. Trecem repede și prin la Nicușor Stanciu, Borceanu și la Tovlevici. Nicușor Stanciu, un tip foarte tăcut, foarte liniștit, dar ca fotbalist mie mi-a plăcut foarte mult. Foarte, foarte talentat, foarte serios. Au și avut o carieră bună, frumoasă, la Preces. Borceanu. Borceanu, am avut și clinciuri la un moment dat. În general, ne-am înțeles bine, acum din nou ne înțelegem foarte bine. Am mai fost, el are un restaurant în Floreasca. Cred că știm cu toții foarte bine cât de important a fost pentru această echipă. Era capitanul echipei, cel care dădea tonul la agresivitate. Și la Tovlevici? La Tovlevici era și el, hai zic, al treilea, cei trei, cu glumele și cu miștourile. E un nebun la Tovlevici, cel mai nebun fotbalist pe care l-am cunoscut vreodată. Făcea și multe tâmpenii. Și el are un abdomen tonifiat. Da, a fost de multe ori un pic obsedat de sală, adică noi chiar glumeam, făceam un pic de mișto, iar ești la sală, iar dacă îl împingea vreun adversar, gata, era... Îl omoram vestiar. Ziceam, faci degeaba sală și iei degeaba proteine, că te împingă ea. Trecem la următoarea imagine, pe repede înainte, pentru a încerca să le cuprindem pe toate. Aici ești cu Adam Salai, un fotbalist maghiar care tocmai s-a retras. Spune-ne legat de el, ce înseamnă Ungaria, cum se pare că a progresat Ungaria atât de mult. Cred că ești la meci cu Schalke și juca Da, tot în Champions League, tot în grupul de Champions League. A referitor la fotbalul maghiar, cunosc puțin mai bine situația, fiind din satul mare, aproape de graniță. Uite, eu am nașul meu de cununie, a jucat în Liga 3 și în Liga 4 în Ungaria și s-a luat cetățenia pentru că ei stimulează financiar echipele care folosesc jucători maghiari, s-a investit foarte mult în stadioane, în infrastructură. Asta e motivul pentru care fotbalul a progresat în Ungaria, pentru că politicul în primul rând a încurajat și a ajutat financiar echipele de club. Trecem la următoarea imagine din acest calup de în arhivă. O poză de la Concordia Chiajna. Spune-mi, tu ești în poză, nu? Da, cu Curelea. Cu Curelea, într-un meci cu Sportul. Ce salariu aveai la Concordia? 1000 de euro. 1000 de euro. Da, dar era, zis mai, era extraordinar. Aveam 19 ani, n-aveam chirie, n-aveam copil, nevastă. Ai trimis salariul acasă din prima? Nu, dar am pus deoparte și mi-am luat și 2000 de euro la semnătură. Și 2000, bani buni. Și vorbim de 2008. Adică acum mult timp, era un salariu bun și acum 1000 de euro nu e rău. Și am pus bani deoparte și le-am plătit, aveau ai mei un credit, o tâmpenie de credit, de nevoi personale și luaseră o mașină, îți dai seama, îi rupeau. Și am spus, era cred, vreo 6000 de euro și am simțit foarte mândru că am reușit să le... La 19 ani le-am plătit. Au simțit că fiul lor este împlinit. Da. Trecem la următoarea poză și apoi mergem la întrebări. Da, România-Anglia. Știi cine este în poză acolo? Cu 8? Da. Jordan Henderson. Mi-aduc aminte meciul, Actualul capitan al lui Liverpool. Cum ți se părea?
în acea perioadă? Da, a fost oarecum la același nivel, așa simțeam atunci. La Botoșani s-a jucat meciul. Da, la Botoșani, dintr-o obsesie a federalilor de a juca pe un stadion pe care a mai câștigat, îți dai seama. În lotul Angliei era Ryan Bertrand, care ultimul meu tău de la Southampton. Care câștigase Champions League cu, cu Chelsea. Cu Chelsea, da. Și pe urmă l-am avut colegi la Southampton și ne-am adus aminte de meciul ăsta. Asta a fost un baraj pentru Euro, dacă nu mă înșel. Și ce a zis? Și am zis, bă, ce sărăcie e la voi în România. Și zic, bă, e, nu zic că nu e, dar ne-am dus în polul sărăciei la, la Botoșani. Adică nu e chiar așa rău. Cam asta a fost. Da, un meci incredibil. O dublă cu Anglia. A fost prima oară când am jucat în Anglia. Meciul în defasare s-a jucat la Norwich. La Norwich. Extraordinar. Hai să mai încercăm o poză, să vedem dacă mai e o poză, pentru că tot am așteptat să văd, dar nu mai știu în ce calup. Am inclus poza cu Lionel Messi. Nu, este o poză pe Ghencea, un moment, o poză mai delicată. Un moment delicat da, în care aminte, voi, da, după o înfrângere, ați îngenunchiat în fața galeriei. Dacă nu mă înșel, a fost meciul cu FC Brașov. Da, a fost meciul cu FC Brașov. Iarna pe zăpadă. Fotbaliștii lui Dortmund au făcut același lucru cu puțin timp înainte și a fost ideea lui Meme să facem chestia asta, pentru că pierdusem, cred că, 3-0 acasă. Da. Cum ți s-a părut ulterior gestul, când ai crescut în carieră? Mi s-a părut prea mult. Mult, sincer. Prea mult. Da, prea mult. Până la urmă, e fotbal și nu s-a întâmplat nimic, adică nu retrogradasem, nu, pur și simplu a fost un rezultat negativ. Într-adevăr, sezonul n-a fost grozav, dar cu toate că în final am câștigat Cupa României și i-am bătut pe Dinamo, adică am salvat sezonul cumva pe final. Trecem și la următoarea poză din acest calup. Uite, o poză dintr-un meci cu Argentina. Da. Nu, ești cu Di Maria. Di Maria avea și încerca să aibă și detentă, deși el are viteză și un control foarte bun al mingii în regim de viteză, și Messi. Știi, toată lumea, noi jurnaliștii întrebăm cum a fost împotriva lui Messi. Deși te voi întreba și cum ți-a fost cu Ronaldo în Brazilia. Cum a fost cu Messi într-un meci în care el a vomitat, dacă nu mă înșel. Da, exact. Nu l-ați alergat voi prea tare. A fost doar așa, ca să pot să stau acum de vorbă cu tine, să spun că am jucat împotriva lui Messi. Dar în teren nu ne-am întâlnit niciodată, nu prea mi s-a părut care cine știe ce chef. Nu avea chef. În schimb, m-a impresionat Aguero. Aguero. A jucat și Aguero în acel meci. Și ce avea explozie. Da, și avea o frecvență așa, când lovea mingea, am avut vreo două faze în care venea spre mine și conducea mingea și aveam impresia că și-o dă prea în față și pot să o ciupesc. Dar mi-era frică să atac decisiv. S-a întâmplat de două ori, a treia oară am zis gata, nu-l mai... Nu. Și am întins piciorul și cum el fiind foarte rapid, chiar înainte să ating eu, mi-a dat între picioare și s-a făcut o fază, era să dea gol și am zis gata, nu mai atac decisiv. M-a impresionat Aguero în meciul ăsta. Povești impresionante spuse aici de Florin Gardo și nu mai avem foarte mult timp din emisiune, deși am avea de vorbit nenumărate lucruri. Dacă tot am ajuns la Aguero, aș vrea să te întreb și de acel meci de retragere a lui Ronaldo din Brazilia. A fost într-adevăr ceva special, adică... Cu Jovan și Sandoi, antrenori. Da. Mi-aduc Neymar tânăr, copil. Neymar foarte tânăr, cred că avea 17 ani. Dar Ronaldo a fost motivul pentru care eu m-am apucat de fotbal. Și Ronaldo era, cred că oricine s-a născut așa în jurul anilor 90, plus minus câțiva ani, l-a iubit pe Ronaldo. Ronaldo era echivalentul lui Cristiano Ronaldo și Messi. Da. Și a fost motivul pentru care m-am apucat de fotbal, pentru care am ținut cu Real Madrid, pentru care am ținut cu Inter. Adică la orice echipă mergea Ronaldo, țineam cu echipa respectivă. Și să joc împotriva lui la retragere a fost chiar ceva wow. Da, și da, atunci și Brazilia mai avea nenumărați. Da, păi a jucat Maicon în acel meci, Lucio, chiar un episod Lucio așa stâncă, scurt. Îmi povestea Ionel Ganea că l-a întâlnit prin Germania și îi era greu și lui. Da, n-am ajuns în contact cu el, dar așa un moment amuzant. Noi din Brazilia am plecat în Paraguay. Da. Și Pap făcuse schimb de tricor cu Lucio, era foarte mândru, eu eram supărat că n-am reușit să fac schimb de tricor cu nimeni. Și când am ajuns în Paraguay și-a luat bagajul la aeroport, îl furaseră din bagaj, da. Lui Pap? Da, și
cred că au verificat cam toate genții. Probabil în Brazilia, da, când au văzut Naționala România, au verificat toate gențile. Și era fără săracul cu papi, era fier de supărare, că avea și tricoul Lucio și sper că nu l-au furat și a lui papi, lui Lucio, invers, cine știe. Probabil că nu. Da. Pentru că ai mei colegi de la sport.ro au aflat că l-am invitat pe Florin Gardoș, mi-au trimis și niște întrebări pe care trebuie să ți le adresez, Florin, tot așa pe repede înainte. Câți ani vor trece până vom avea încă un român care să joace în Premier League? E foarte greu de spus. Cert este că în momentul de față nu prea, zic că am speranța că e vreo unul din, nu știu, din echipa națională care să zic, da, uite, el ar putea să joace în Premier League. Nu, din păcate. Nu. 6 milioane era cota ta, nu de vârf, conform Transfermarkt, mă rog, da. Astăzi valorează un fotbalist român 6 milioane? Sau sunt mai mulți peste? Da, cred că valorează, doar că, na, acum e și, au mai trecut câțiva ani de atunci, e inflație, da. Nu? Dar mai contează mai puțin cota, știi cum e. Important e să avem fotbaliști în loc de 6 jucători convocați din Serie B, să avem 6 jucători din Serie Correct. A. Cum ar fi ceva extraordinar, dar să nu o parte cota. Unde ți s-a făcut piele de găină? Pe ce stadion din Anglia? Păi, prima oară, când am fost prima oară, chiar la Norwich, când am jucat cu Naționala Tineretă a României. Da, a fost... Se simte un vibe pe care nu-l întâlnești. E altfel. E cu totul altfel, pentru că suporterii echipelor din Anglia se manifestă altfel. Adică și când, mă rog, fluieră sau când sunt nemulțumiți, ei strigă bu. Deci efectiv așa, cum am spus eu, cu bu. Și când ai tot stadionul când face bu, e un sunet apare. Adică nu te gândeai vreodată că e chiar așa. Da, a fost ceva wow. Înainte de Euro 2016, ți-ai revenit după accidentare, dar nu ai fost convocat. E cel mai mare regret. E unul dintre regrete. Unul dintre ele. Nu eram chiar. Adică eram revenit, dar jucasem, cred că abia un meci sau două pentru echipa a doua lui Southampton. Adică nu aveam cum să fiu. Ai fost antrenat de Ronald Koeman, pe care eu îl urmăream de când eram copil, într-o linie de apărare a Olandei cu Van Aerle, Rijkaard și Van Tiggelen. Ți-a fost antrenor. L-ai avut și pe Rieke ca antrenor. Cine ți s-a părut că avea un program mai strict? Sau nu știu, poți să-mi spui mai strict Rieke ca, clar. Mai strict Rieke. Da. Mm-hmm. Da, erau amenziile foarte mari. Amenzi? Și, da. Cât ai plătit cea mai mare amendă? 500 de euro. Și pentru o prostie, adică amenda era asta pentru orice aproape. Mm-hmm. Aveam două rânduri de traininguri de prezentare. Da. Și unul era cu pantalon negri și unul era cu pantalon gri. Da. Și am dormit la prânz, eram la Brașov, am dormit la prânz, trebuia să mergem la o plimbare, era întuneric în cameră, mi-am luat repede pantaloni, nu m-am uitat exact ce culoare erau. Și luasem pe aia gri în loc de aia negri. Am înțeles, da. 500 de euro. Ușor, lejer, 500 nimic de euro. Atât. Dacă tot am întrebat care a fost cea mai mare amendă, cea mai mare primă de la Gigi Becali, care a fost? Cea mai mare primă a fost calificarea în Champions League, 120.000. 120.000. Da. A fost, era salariul meu pe un an. Da. L-am câștigat după... Credeați că va fi 120.000 sau n-ați știut dinainte? Nu mai știu minte contextul, ați știut? Am știut, da. Păi asta era prima... era prima de accedere în grupe. Că atâta au luat și generația lui Rădoi și Dică cu, nu știu, 4-5-6 ani înainte. Așa mi-au cam aminte că tot 120.000. Era standard. Am vorbit despre Koeman, despre Rijkaard, despre Pițurcă, dar vreau să îmi spui 2-3 cuvinte despre Ionuț Chirilă, pentru că l-ai avut la Clinceni. Și ai stat de foarte multe ori pe bancă. De ce? Tocmai tu. Nu știu de ce. Ionuț Chirilă e un antrenor pe care, sincer să spun, eu nu am înțeles foarte bine metodele dumnealui. Așa am avut o relație bună, să zic, în afara terenului, pentru că venea, discutam, dar discutam mai mult chestii extrafotbalistice. Și asta mă deranja oarecum, că eram totuși un vestiar în care eram eu, era Filip, și jucători, alte nume, jucători cu experiență, și nu ținea absolut cont de nimic, de ce, dar de orice sugestie. Dar sau îți spunea ceva, de ce nu? Nu, zicea că nu vrea să schimbe primul 11, că vrea să facă să fie echipa omogenă. Am mai auzit eu că i-ar fi spus unui alt coleg de-a meu că nu îi plac fundași centrale înalți. Am înțeles. Fel și fel de idei, știi cum e. Fiecare antrenor are anumite preferințe. Nu toți sunt Ivan Cordoba, Cannavaro sau Mirel Rădoi de 1.78, 1.79 exact. Sau Paolo Montero, cred că avea tot până în 1.80. Acasă ești Masterchef.
din când în când, pentru prieteni, pentru familie. E doar o impresie, da. E doar o impresie. Te-am văzut eu zic că dat... e o jignire să-mi spui că sunt șef, pentru că eu fac doar grătar, știi? Eu am, mai un... am înțeles, dar la un grătar. Moment dat îți comandai și carne de vită din Japonia? Da, pe chiar acum mi-am comandat, chiar pentru că luna octombrie e luna în care serbez ziua și am în familie, da. Tatăl meu e octombrie, sora mea e tot octombrie și atunci îmi fac așa un cadou, îmi iau o vită japoneză. Când erai elev sau pe urmă, când nu aveai un salariu, cred că ți era greu prin octombrie, nu? Cu toată lumea, să da. Le iei cadouri. Da, 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 era greu. Două întrebări. Mai am, e înfruntat în Premier League pe Diego Costa, Drogba, Alexis Sanchez, Van Persie, Di Maria, Rooney. Crezi că Haaland îi depășește? Da. Da. Cred că da. Ce are el special? Nu știu, cum îl vezi tu altfel, din, nu ca noi toți privitorii din fața televizorului? Nu știu, mi se pare că are o foame așa cum nu, nu prea mai văzut. L-am mai urmărit așa și în interviuri. Mănâncă, deci e clar că el face tot ce trebuie pentru fotbal. Are un regim special, chiar am văzut că zicea că mâncarea lui preferată e kebab și abia mănâncă. E foarte puternic. L-am văzut felul în care se poziționează față de fundaș și cât de greu ți-e ca fundaș ca să câștigi un duel fizic cu el. Nu știu, la cum a început și ținând cont de vârstă și faptul că e, zic eu, la cea mai bună echipă din lume în momentul de față, nu văd cum n-ar putea câștiga balonul de aur anul viitor. Pentru că eu văd pe City clar favorită la Champions League anul ăsta și doar așa un ghinion, nu știu, să aibă un ghinion cum a avut anul trecut cu Real, să nu se califice, să nu câștige trofeul anul ăsta. Ai lucrat și tu cu antrenori din Olanda, Ten Hag, crezi că a spus doar de complezență sau a fost un răspuns prompt improvizat când a fost întrebat de ce nu l-a mai băgat și pe Cristiano Ronaldo la înfrângerea cu City? Când a spus sincer, din respect. Când îl văd, mi-aduc aminte de Ronald Koeman. Pentru că Ronald Koeman, în strict vorbind, când era la stadion și când pășea în baza de antrenament, era rece. Era foarte rece și oarecum rigid așa. Adică niciodată nu stătea să-ți dea vreo explicație când nu jucam. Mai întrebam și eu sau ziceam, ok, ce să fac? Și, la un moment dat am avut o ședință și a zis, nu le mai spuneți impresarilor voștri să mă sune, să mă întrebe de ce nu jucați. Treaba voastră e să vă antrenați, pentru că asta sunteți plătiți și sunteți plătiți foarte bine și dacă vă bag să jucați, jucați cât puteți voi de bine, dar nu mă mai întrebați. Adică, da. Nu știu, oare mi se pare cumva asemănător. Și în viața de zi cu zi era altfel? În viața de zi cu zi era altfel și ulterior am aflat că de la Cristi Chivu, că i-am zis că uite băi, e foarte rece și nu i-a venit să creadă și ulterior am aflat de la Grațiano Pele, care a fost foarte mult timp a lucrat cu el și în Olanda, mi-a zis că a fost un pic prea apropiat de un anumit jucător care l-a tras în piept la un moment dat și de atunci a preferat să păstreze distanță. Și m-am întâlnit cu el la nuntă la Grațiano și a fost un alt om, a fost total schimb. Așa, mi-am dat seama că da, omul a pățit-o la un moment dat și a preferat să păstreze distanță. Da. Ne apropiem de final și aș mai vrea să te întreb, pentru că tot am sărit de la una la alta, dar am vrut să acoperim cât mai multe subiecte interesante. În Anglia, care ți-a fost cel mai greu adversar? Van Persie. Van Persie. Da. Van Persie... Dar n-a dat gol cu capul diferit. Din plonjon de lângă tine, nu? A dat într-un meci Olanda-România. Nu de lângă mine, dar a dat un gol la fel incredibil. Mi s-a părut un atacant, nu știu, foarte diferit. Mi-a plăcut mereu să am atacanți, că pomeneai de Salah, care mi-a fost, nu o să zic ușor, dar m-am descurcat bine e cu el. E la fel de înalt ca tine, Salah? Da. Cam cât tine am pe acolo un pic mai mic. Și mi-a fost ușor, pentru că e mare, l-am avut mereu lângă mine, pe piept. Am brațele lungi, puteam să-l țin. Van Persie era genul de atacant care nu știu cum se demarca, dar dădea impresia mereu că nu poți să stai lângă el, că dacă mergi prea mult îți descoperi prea mult zona, dacă stai pe loc își găsește cumva spațiu între tine și mijlocaș, adică nu-l atingeam și mă enerva chestia asta, că nu puteam să-l am sub control. Da, uite, mi-aduc aminte o poză celebră din ProSport de foarte mult timp, tu lângă Bumbescu. Nu te-a învățat niciun truc? Sau n-ai vrut tu să asimilezi nimic de la el? Cred că e greu, pentru că fotbalul s-a schimbat mult. Mm-hmm. De exemplu, îmi povestea că la un moment dat
își clătea înainte de meci gura cu whisky și pe tunel se ducea lângă adversari și le ați venit aici să câștigați și mirosea alcool gen, ca și cum ar fi băut și aia se speria, o zic, mamă, ăsta pe lângă că e... Era întâmplare reală. Da, întâmplare reală. Ziceau adversarii, uite-vă pe asta pe lângă că e genul care lovește acolo, a mai și băut sau... Adică nu mai poți să faci chestiile astea, să dai seama. Sau cât de ușor, că dacă mă mai uit prin Premier League la imagini de anii 90, ce intrări erau și abia că să fie era vreun foul sau se devera vreun galben. Vinny Jones și... Acum e mult mai... se fluieră imediat orice faci, adică nu știu ce trucuri m-ar fi putut învăța. Naționala a retrogradat în Liga C. Nu știu la ce să ne așteptăm. O ultimă întrebare a emisiunii aici la Poveștile Sportive. Cred că cu toată... mă deranjează cumva chestia asta, fiind la un moment dat la echipa națională și trăindu-le pe propria piele, mă deranjează când lumea critică vehement jucătorii și nu e vina lor. Deci eu zic că nu e vina lor. Așa, dacă e să privim imaginea de ansamblu. M-aș bucura ca, sigur, exceptând presa și oamenii de fotbal, care până la urmă aia e treaba lor, să critique când e de criticat sau să fie cât se poate de obiectiv. Cred că restul, noi restul, suporterii echipei naționale, trebuie să fim alături de echipa națională, indiferent ce se întâmplă, pentru că nu avem alții mai buni. Da. Aștia sunt. Lider există în acest moment? Pentru că am văzut și un fost coleg de-al tău, pe Nicușor Stanciu. Dacă m-ar întreba pe mine cineva, spune Nicușor Stanciu. Nicușor Stanciu e un lider în teren, e un lider sportiv. Dar el nu și în vestiar. Și e tăcut în vestiar, își vede de ale lui. Și eu am fost la fel, nici eu n-am fost niciodată un lider. Pentru că nu mi-a plăcut să vorbesc. Vocalii care... Da. Eu cred că trebuie să fii și ca să fii cu adevărat un lider. Nu știu, genul lui Tătărușanu, cum spuneai, sau... Genul Tărușanu, genul chiar și Lăcătuș, genul Băurceanu. Pentru că l-ai avut antrenor pe Lăcătuș. Da, nu știu ca fotbalist, dar uite, un capitan care într-adevăr mi s-a părut că e capitan și m-a impresionat a fost Fonte, colegul meu din Anglia, Josef Fonte. Care incredibil joacă cumva caracter. În Franța de joacă mulți la Lille, ani, da, la Lille de nu știu câți ani. Și deține un record de unul cei mai scumpi jucători de 34 de ani, nu știu, a plătit 12 milioane Lille pe el sau ceva de genul. Și parcă era cel mai unul dintre cei mai bătrâni la campionatul european de anul trecut. Da, a câștigat Euro cu Portugalia. M-a impresionat. Dar ce făcea în vestiar? A fost prima oară când, într-adevăr, am văzut un capitan care ține un discurs în vestiar și te motivează efectiv și care, nu știu, odată ne-a dat Ronald Koeman o zi liberă și s-a dus la el și i-a zis nu vreau zi liberă mâine, vreau să vin la antrenament. Da, a refuzat ziua liberă. Și nu ai cum, adică asta înseamnă capitan. Bine, la noi știi cum e România. Capitan e în primul rând ăla care întreabă de bani. Da, așa e, ăla care se ceartă cu patronul, care se ceartă cu... Așa e, dar acolo am văzut într-adevăr ce înseamnă un capitan adevărat. Florin Gardoș, a fost o plăcere să discut cu și tine pentru aici la Poveștile Sport.ro. Mă bucur că te-am avut invitat. Mulțumesc. Toată emisiunea o puteți vedea pe voi, pe ProTV Plus și pe www.sport.ro, imagini și pe ProArena. Acesta a fost emisiunea de astăzi, alături de fostul internațional Florin Gardoș, fost jucător la Steaua în Premier League, la Națională, un tip cu o poveste impresionantă de viață.